Cea mai mare forță navală din lume, cea a Marinei Statelor Unite, numără 283 de nave de război, iar Rusia, rivala Americii, are doar 208. Însă numai în acest an, flota rusă își va mări capacitatea prin adăugarea 40 de nave noi, conform unui interviu dat de comandantul adjunct al Marinei Ruse, amiralul Victor Bursuk. De asemenea, vor intra în dotarea Marinei Ruse un submarin din clasa Borei și unul din clasa Varșavianca. Se preconizează și reabilitarea crucișătorului amiral Nakhimov, dar și altor trei submarine cu propulsie nucleară. Așadar, are loc o campanie masivă de modernizare și mărire a numărului de nave rusești. Motivul l-a anunțat președintele Rusiei, Vladimir Putin, când a afirmat că una dintre prioritățile de top ale Rusiei din domeniul apărării este aceea de a spori influența în regiunea Polul Nord. În prezent, în urma încălzirii globale, 95% dintre resursele de gaze și 60% dintre cele de petrol ale Rusiei se află în zona arctică. Așadar, giganții locali, Rosneft și Gazprom, au un interes legitim în apărarea acestor depozite. La începutul acestei luni, Rusia a anunțat planurile sale de a avea patrule aeriene în zona arctică, iar avioane de tip Tupolev 142 și Ilyushin 38 vor efectua zboruri de recunoaștere. De asemenea, Rusia are intenția de a redeschide jumătate din porturile și aerodromurile din regiunea arctică, care au fost închise după terminarea războiului rece. China își întărește și ea dominația în regiunea Asia-Pacific. Dacă în urmă, cu doar câteva săptămâni, noul portavion chinez Liaoning își finalizase testele de mare, demonstrând lumii întregi puterea militară a Chinei în regiunea Asia-Pacific, iată că un nou portavion va fi construit și va intra în dotarea marinei până în anul 2018. Marina Chinei și-a planificat să construiască patru noi portavioane. Primul dintre aceste portavioane va fi construit în portul Dalian, aflat în nord-estul Chinei. Atât președintele Chinei, cât și strategii militari nu au făcut un secret din faptul că Beijingul își dorește să aibă o forță navală foarte puternică, care să-i confere un statut internațional de mare putere militară. Anul trecut, China a anunțat că Armata de Eliberare a Poporului are 850.000 de ofițeri, în timp ce Marina și forțele aeriene dispun de 235.000, respectiv 398.000 de ofițeri. Informațiile privind construirea celui de-al doilea portavion vin după o perioadă prelungită de tensiuni între China și rivalii din regiune, precum Japonia și Filipine, legată de disputele teritoriale asupra unor insule din Marea Chinei de Est și Sud. Ascensiunea militară a Chinei în ultimii ani a fost însoțită de noi echipamente, precum portavioane și rachete balistice antinavale. China devine a doua țară după Statele Unite care efectuează zboruri experimentale cu aparate hipersonice, care zboară cu o viteză foarte mare în sferele superioare ale atmosferei terestre, pentru a atinge ținte de pe orice loc al Pământului. Testul acestei arme experimentale, denumite V-14, s-a derulat în ianuarie,
iar dispozitivul a zburat cu Mach 10, adică de 10 ori viteza sunetului. Într-un comunicat, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, republicanul Beck McKeon, și-a exprimat îngrijorarea. În timp ce succesiunea tăierilor bugetare în apărare subminează avantajul tehnologic al Americii, chinezii și alte țări forțează în direcția unei parități militare cu Statele Unite. În anumite cazuri, ca acesta, par să treacă înaintea noastră, spunea el. Statele Unite au alocat anul trecut pentru zborurile hipersonice un buget de 200 de milioane de dolari. În cadrul proiectului Lovitura Mondială Rapidă, Pentagonul a testat avionul conceput pentru a zbura la o viteză de Mach 22, adică 27.000 de kilometri pe oră. De asemenea, a testat mai multe alte prototipuri, printre care X-51, capabil să zboare la Mach 6, adică cu 7.300 de kilometri pe oră, sau o bombă zburătoare denumită arma hipersonică avansată. Dar pe larg despre toate aceste tehnologii militare avansate, vă spun într-o ediție viitoare a emisiunii Progress.